Municipalitatea Medieșeană a demarat de ceva vreme lucrările pentru amenajarea unui sistem de parcare automonitorizat care să limiteze numărul de autovehicule din zona centrului vechi al orașului. Scopul principal al acestei investiții este asigurarea condițiilor de protejare și conservare a mediului și a monumentelor din această zonă. Astfel s-a prevăzut achiziționarea și montarea unui număr de 5 bariere automate pe străzile Honterus, Iorga, Cogălnicianu, Duca și la parcarea din spatele primăriei Mediaș. Pentru riverani, accesul se va face pe baza unei cartele de proximitate, iar pentru vizitatori pe baza unui tichet. După restricționarea zonei centrale, urmează aceste parcări electronice cu sistem electronic care vor reglementa practic circulația și parcarea în zona interioară a zidului cetății. Este vorba de un sistem de 4 bariere, de fapt 5 bariere.